În această mașină o să putem vedea, are o lădiță cu niște portocale sau mandarine, am văzut exact când a dus fata. Acum se vede că pleacă sau i-a dat prioritate la cel care iese. Fii drăguț și spune-mi, pentru ce e țula tale? Vedeți aceea, pentru ce ți-o cerut? Să-mi fac anul. Pentru aia? Dar spune-mi un pic, ți-o cerut-o ei? O cerut-o ei? Da. De ce? Nu, că mi-e spart că ei dau șpagă și pentru ce să ți-o ceară? Ce să-mi dă? Ce am dat spart? Nu, ei ți-au cerut, nu? Da. E normal, nu, voi, trebuie să-i sancționez, așa spune legea. Să așteaptă... Face amin. Pentru ce? Sunt aici. Și erau de astea... Comunitate. Știu că e poliția locală și acum stă acolo, dar ea... Ia cum îi spune, mandarin sau secis? Piersici. Da. Piersici și nu știu mai ce am văzut că... E dus. Hai că îi așteptăm, vedem. Așa. Am spus că am fost la primărie să caut să vorbesc cu cineva de acolo, să putem avea un dialog. Le-am arătat toate alea și, sincer, m-am lovit de birocrația scrisul, că fără scris nu putem. Le-am trimis astăzi și e-mail-uri cu poze, cu tot, dar mare lucru să știi că oamenii cei sunt acolo puși în primăria sectorul 3 mai degeaba. Deci chiar nu dau seama, nu știu ce rol au acolo, te poartă de la una la alta, nu ai cum, deci ca, dacă vrei să ajungi la Robert Negoiț în audiență, trebuie să faci întâi o cerere, deci e niște lucruri în care nu le-am întâlnit. Dar parcă ai zis că ai comunicat cu el direct, nu știu cum, telefonic, e-mail? Prin Messenger, am vorbit cu dânsul prin Messenger și l-am anunțat, a rămas când ne întâlnim la primărie astăzi, i-am dat mesaj și am spus că am ajuns, și nu, probabil că nu a mai vrut să răspundă. Eu nu cred că chiar el răspundea la Messenger. Poate că era vreo secretar, vreo asistentă, ceva. Oricum, ce s-a întâmplat ieri după ce ai surprins polițiștii că iau lada cu fructe, cu legume? Da, se spun astăzi că a rămas din râsul lumii și îmi dă curajul să râd. O post cu dedicații. De ce îți spun? Astăzi am fost la piață și aceeași doamnă polițist care a confiscat ieri, în ghilimele, nu puteți să facă față la toți aia. Trecești, fiindcă m-au văzut pe mine, dar v-am spus că să plecați de aici. Da, da, ăia, tot așa. Deci, ascultă-mă, nu-i poate fugări pe toți comercianți, spuși comercianți și vânzători, ambulanți, de la piață de aici, de la sectorul 3. Nu-i poate. Acolo a venit pentru că au vrut ca să șeie și grepi sau ce erau alea în lădițele celeași, fiindcă eu m-am aflat acolo, o dori ca să trăiască bine. Astăzi m-am uitat la piață, fiind cei de etnie roma ca țigani, nu le-au spus nici dați-vă mai încolo. Deci se vede cu oamenii ăștia, vin anume cu dedicații, la cine îl vede mai slab, îi confiscă, fără să fac proces, să nimic. În cadrul primării... Păi, crezi că e corupție? Crezi că toți îi dau câte o lădiță așa și închide gura? Da, eu țin să cred că este corupție, că de ce îți spun? La piață am văzut unii vânzători ambulanți, să le spunem așa, care când trece poliția locală, băga sub bancă, băga produsele. După ce trece poliția... Dar ieri tu ai văzut asta? Asta astăzi am văzut-o cu produsele că le băga, când am venit de la primărie, sectorul 3, m-am uitat la piață, pentru că am recunoscut-o pe doamna polițistă și vreau să văd dacă reacția ei este una pozitivă față de ceilalți care nu. Și mi-am dat seama că ea vine la dedicație, deci nu are treabă cu oricine din piață care vinde ilegal sau comerț. Când m-am uitat de la primăria sectorul 3, am venit pe jos. Dimineața m-am dus cu autobuzul și înapoi am venit pe jos. Și zic că hai ca să văd și eu exact dacă găsesc comercianți ambulanți. Am găsit, era doamna polițist și încă unul vorbe la telefon, n-aveau nicio treabă. Am sesizat și poliția, directorul poliției locale
de la București, sectorul 3, i-am cerut o audiență și vreau să merg să-mi expun problemele și la domnia sa să vedem ce va spune, pentru că nu pot lăsa așa. Deci, cred că oamenii ăștia vin cu dedicație pentru cineva. Din primărie mi s-a spus că toate produsele se distrug. Doamnă, dar unde se distrug? Spuneți-mi că... Păi care produs? Alea care le confiscă? Da, produsele care le confiscă, da, da, ieri, nu ne face pe până... și că le mănâncă funcționare. Dar ieri până să le confiști, au plecat cu o lădiță, nu? Nu, au plecat cu o cantitate mult mai mare. Că au fost deranjată, că eu am filmat și au luat... Lasă, dar până a filmat tu, ce ai văzut la început? Da, avea o lădiță pusă de persoana, fata care o vezi în imagine, i-a dus ea cu mâna ei, că eu eram acolo, și i-a dus o lădiță acolo. După ce s-a aflat reportajul... Și după ce i-a dat lădiță, poliția a plecat și a lăsat-o să vândă în stradă. Deci asta da, e corupție, asta e foarte grav, asta e penal. După ce a plecat, a rămas în continuare și femeia, și astăzi, dacă mă duc acum, este tot acolo. Deci se vede că poliția locală nu-și face treaba sau se teme, sau merge cu dedicații pentru anumiți oameni, băi, fă-mi rost de o lădiță de aia, de aia, de niște banane, un alta, și au de unde, au posibilitatea de unde să le iei fără să le iei niciun ban. Fiindcă la câtă marfă am văzut eu ca oamenii ăștia pe piață și stau la stradă, pe sincer, li trebuie o dubă mare ca să încarci tot, dacă vor să confiști cu adevărat. Și am întrebat pe acea doamnă de la relații cu publicul, de la poliția locală, reprezentantul poliției locale, o să că eu nu vă pot da niște amănunte, chiar dacă vreți să trageți din mine. Doamne, nu vreau să trag, eu vreau să vă întreb niște lucruri pentru că dumneavoastră reprezentați instituția poliției locale. Deci nu vreau să... Și purtătoare de cuvânt, nu-i polițistă de rând. Dar cu Negoiță ce ai discutat ieri? O rămas să mă întâlnesc. Astăzi i-am trimis lasă, niște... Lasă, dar despre incident, despre corupția polițiștilor locali, ce-o zis? El spune dacă e să mă duc să fac plângeri la poliție, dacă am dovada clară că există suspiciunea asta, că eu într-adevăr am dovada că este și-o luat șpagă sau camită acea lădiță, să se sesizez poliția și pe urmă să vin și la domnia sa să-i demonstrez. Deci eu i-am trimis filmulețul, el mi-a scris că, dar nu înțeleg nimic. Înseamnă că faci cu mine teatru, că nu înțelegi nimic. Eu acolo am filmat și am vorbit românești și n-am vorbit rusa, ca spui că nu înțelegi. Da, femeia recunoaște că i-au cerut și că le-au dat mită. Și după aceea se plânge că au venit și au confiscat marfa pentru că tu ai filmat. Deci ai înțeles din videoul respectiv clar. Femeia spune, eu de asta m-am dus pentru că eu am rămas surprins. O venit odată la dânsa și după ce a venit fata, i-a pus în ladă de fiecare câte, vreo câteva de astea, vreo câteva de alea, am văzut. Și s-a dus cu lădița în portbagaj. Polițistul care m-a interogat pe mișmă... În care portbagaj s-a dus cu lădița? În portbagajul mașinii de servici. Deci, de poliție. Pe care scrie poliția locală, sector servici, 3. Aia cu București 303 e poliția locală. Am doar și mașina o am. Asta e clară faptă penală. Eu acum aștept să-mi răspundă domnul director al poliției locale și am să-i arăt filmulețul și cel târziu cred că voi merge și la poliția din sectorul 3, de aici, poliția municipală, și voi depune și o plângere. Ok. Dar acum ținem legătura. Să ocupă ei și nu mă direcționezi la poliția locală. Păi nu, pentru fapta poliției locale trebuie să se ocupe poliția națională sau chiar parchetul. Că eu spun că e luare de mită. Când, exact, e o chestie penală, nu e o faptă disciplinară să se ocupe superiorilor, așa că mai trebuie să încheteze. Era cu haina statului, deci niște lucruri foarte... Dar portbagajul mașinii era deschis sau cum a intrat femeia cu lădița? Nu l-a deschis domnul polițist, polițaiul l-a deschis el. Era în spate, polițistul a venit cu fata la marfă acolo, că e cum să spun, ei aveau o parte din marfă într-o Dacie și Dacia era parcată lângă mașina poliției locale. E, fata s-a dus și a luat de jos de acolo, a luat o lădiță, i-a pus prima dată în portbagaj. După ce am sunat eu și pe la poliția locală și am întrebat, a venit și eu mai luat și cealaltă marfă. I-a făcut proces verbal de amendă, nu de confiscarea mărfii. Și greu îmi este să înțeleg de la purtătoarea de cuvânt care ocupă degeaba postul cel în primăria sectorului 3 că n-are habar să răspundă întrebărilor care îi se pun. Și acum am sunat la domnul director, am făcut e-mail, am trimis astăzi și aștept un răspuns să fiu primit și să pot să arăt și filmulețul. Dacă nu vor, mergem cu protest.
Păi dar normal, păi dar doar e clar că nu lăsă așa ceva, dar îți dai seama că... Corect, nu... fapte foarte grave și foarte bine ai făcut că ai documentat, Iuliane. Ținem dar legătură. Deci ideea mea este să caut să vorbesc transparent și pe calea mea. Dacă nu ne înțelegem, aplicăm sancțiunea 2, protest și răcnite, pentru că nu se poate să acceptăm să furăm ziua mare. Hai să fură noaptea, dar voi ziua mare cu tupeu și jegos. Nici noaptea nu acceptăm. Și pe anunț am scris, le era poftă. Deci oamenii erau însărcinați și le era poftă să mănânce gratis. Dar eu dacă mă duc la acea vânzătoare, spun, dăm și mie una, nu costă bani. A, dar pentru polițiști nu mai costă bani, nu că le-ai dat degeaba, ca să le închizi gura, să te lezi să faci bani. Exact, și corupția activă se plătește, se pedepsește, și cea pasivă. Bun, ținem legătura, noroc. Salutare.